Între cele mai importante propuneri pentru sprijinirea IMM-urilor se numără scutirea contribuabililor de la plata impozitelor și taxelor locale începând cu data de 16 martie și până la ridicarea în integralitate a măsurilor restrictive impuse, deoarece o parte însemnată dintre operatorii economici au fost obligați să își suspende total sau parțial activitatea. Adoptarea modelului german pentru piața forței de muncă, care permite o flexibilizare a muncii raportat la activitatea necesară firmei, scutirea la plată sau reducerea semnificativă a cuantumului impozitului și a contribuțiilor sociale obligatorii până la data de 31 decembrie 2020, posibilitatea trimiterii angajaților în șomaj tehnic subvenționat parțial de către statul român a constituit o măsură absolut necesară adoptată de către guvern, însă situația din momentul trimiterii în șomaj tehnic și cel al finalizării acestei perioade ar putea să nu mai fie similară. Astfel, ulterior ridicării măsurilor restrictive, o mare parte dintre agenții economici nu vor mai putea să revină la nivelul activității economice avută anterior crizei, nu își vor mai putea desfășura activitatea în aceleași condiții, fiind obligați să restrângă activitatea, să se reorganizeze și, inevitabil, să renunțe la o parte dintre salariați. Declararea județului Suceava ca fiind zonă defavorizată. Județul Suceava, în mod particular, s-a confruntat și încă se confruntă cu cea mai mare pondere a cazurilor de îmbolnăvire și deces din cauza COVID-19. Ordonanțele militare, în mod special, ordonanța 6 pe 2020, au avut drept rezultat închiderea, cu câteva excepții, a întregii activități economice. Repornirea acestor activități, pe lângă eforturile proprii ale companiilor și angajaților, trebuie să beneficieze și de o susținere reală din partea statului, care să se implice în mod direct în limitarea consecințelor economice ale pandemiei. Declararea Sucevei ca zonă defavorizată permite scutirea la plata impozitului pe profit pe durata existenței zonei defavorizate, dar și asigurarea finanțării pentru toate proiectele de investiții aprobate, contractate, aflate în derulare sau implementare. În ceea ce privește propuneri de relansare și susținere economică a turismului, au fost transmise către Guvernul României următoarele solicitări. Suspendarea plății impozitului specific pentru anul 2020 pentru societățile din domeniul Horeca, prelungirea măsurii de subvenționare a șomajului tehnic și după încetarea stării de urgență cu cel puțin încă 30 de zile, un aspect esențial care ar asigura o sursă minimă de venit personalului din domeniul serviciilor turistice și alimentației publice, până la relansarea efectivă și în totalitate a activităților economice. Elaborarea de către Ministerul Sănătății a unui regulament sanitar cu măsuri pentru siguranța populației în unitățile de prestări servicii turistice și alimentație publică pentru a oferi posibilitatea de prestarea serviciilor de cazare odată cu cele de alimentație publică, tratament și agrement, fără de care nu va fi posibilă relansarea turismului. Identificarea unor măsuri aplicabile pe termen mediu de reducere a contribuțiilor datorate de către angajatori odată cu reluarea integrală a activității economice. Acordarea de granturi de sprijin financiar pentru operatorii de tip Horeca, în funcție de cifra de afaceri, numărul de salariați și de măsura în care veniturile sunt afectate pe parcursul anului 2020 față de perioade similare ale anului precedent. Referitor la propuneri pentru sprijinirea activităților din domeniul agriculturii și industriei alimentare, administrația județeană solicită guvernului scutirea de impozit pe norma de venit pentru anul 2020, sprijin financiar pentru achiziția de instalații de udare de mici dimensiuni, utilizate atât în cultura mare cât și în legumicultură și pomicultură, susținerea parteneriatului public-privat pentru realizarea unor centre de colectare, condiționare, depozitare și chiar prelucrare sau procesare legume și sau cartofi, acordarea unui ajutor de minimis pentru achiziția de animale cu valoare genetică pentru reproducție, facilitarea achizițiilor publice care favorizează aprovizionarea din lanțuri alimentare scurte pentru uz instituțional, spitale, cantine, cu extinderea acestui sistem la școli, grădinițe, creșe și alte instituții publice. Prin aceeași comunicare, Gheorghe Flutur a transmis că datele din ultimele zile arată o scădere a numărului de cazuri pozitive, precum și o creștere a numărului de persoane vindecate de COVID-19, lucru care este încurajator pentru ridicarea măsurilor de carantină din județul Suceava, conștient fiind totodată că este nevoie de eforturi deosebite pentru a nu apărea noi focare.